Orașul chinez Chengdu găzduiește în perioada 30 septembrie-9 octombrie întrecerile campionatului mondial de tenis de masă pe echipe pentru seniori. România s-a înscris la această competiție atât în proba băieților cât și în cea a fetelor. 5 dintre cei 8 jucători români care vor concura în China sunt legitimați la clubul Steaua București. Este vorba de Eliza Samara, Bernard Soci, Andreea Dragoman, Hunor Soci și Eduard Ionescu. Pentru noi este o mândrie și sperăm ca în continuare să majoritatea sportivilor să fie la lotul național de la secția noastră. Andreea Dragoman și Eduard Ionescu vor concura în premieră la un campionat mondial de seniori pe echipe. Bineînțeles că am emoții, este prima dată când particip la un campionat mondial pe echipe. Am participat anul trecut, dar au fost probele individuale, iar în acestea sunt pe echipe. Am emoții, dar sper să fie constructive și să pot să ajut echipa să câștigăm. Sunt nerăbdător să încep campionatul, mai ales că este primul meu campionat mondial de seniori. Nu pot să zic că am așteptări, dar îmi doresc cu adevărat să dau tot ce mai bun din mine și dacă voi reuși acest lucru, cu siguranță voi reuși și niște victorii frumoase. Jucători cu o mare experiență, frații Bernadette și Hunor Soci, sunt convinși că România poate face o figură frumoasă în China. Că emoțiile o să fie acolo tot timpul, deci nu a existat, cred că, un meci în cariera mea în care să intru la masă fără niciun pic de emoție. Ne-am dorit să ne calificăm din faza grupelor, să ajungem cât mai în față. Momentan sperăm să trecem de grupe. Am așteptări mari de la echipă, cel puțin de la mine, și sunt pregătită pentru lupta asta. De fiecare dată am terminat pe locul 5 și ne dorim de data asta să cucerim o medalie. La precedenta ediție a campionatului mondial pe echipe, formația feminină a României s-a clasat pe locul 5.